Noi trăim într-o formă de tiranie a nimicului. Dacă în perioada comunistă, atunci era un alt fel de tiranism, și anume minciună, multă supunere față de un singur conducător, și tot timpul auzeai la televizor, la radio, la televizor atât ca, cât era, și la radio, cântări de slavă închinate conducătorului iubit. În perioada de dinaintea lui Ceaușescu, altă tiranie care se repeta de nenumărate ori, de milioane de ori, prin cuvinte și sloganuri de care nu mai puteai să scapi. În perioada comunistă era ceva sufocant să auzi mereu aceleași propoziții, aceleași fraze care se repetau până la sufocare, până la nu mai puteai să le suporți. Acum este tirania destrăbălării, tirania nimicului, tirania omului care e gol și pretinde că e îmbrăcat cu ceva. Nu are cunoștințe, dar pretinde că e specialist. Învață puțin, are o cunoaștere minimalistă și pretinde că el cunoaște totul. Tirania aceasta devine pe zi ce trece din ce în ce mai insuportabilă. Vedem pe social media și în relațiile dintre noi, dintre oameni, o superficialitate care e strigătoare la cer. O lipsă de implicare și o lipsă de seriozitate care frizează ridicolul, care frizează bunul simț. Se promovează atât de mult decăderea umană, încât întrebarea oricărui om care gândește este unde putem să ajungem. Cred că va exista la un moment dat și o revoltă a oamenilor, dar la scară largă, împotriva acestui fenomen al formelor fără fond. Pentru că nu contează decât capacul, decât punga, decât cutia. Ceea ce este în interiorul cutiei nu mai interesează pe nimeni, pentru că interiorul cutiei nu se vede. Este așa cum ai gândi și ai cerceta o carte. Nu te mai interesează ce este în interiorul cărții. Care este conținutul acelei cărți? Ce tratează și care sunt problemele ei? Te interesează doar coperta, doar coperțile, doar ceea ce este pe din afară. Dacă ceea ce este pe din afară e făcut să fie strălucitor și cât mai atractiv, automat acea carte este bună. O citești, dacă ajungi să o citești, te hrănești cu lucruri din ea și rămâi poate de multe ori îngrozit. Este atât de greu să faci diferența dintre sau să faci o selecție. Este aproape imposibil să faci o selecție între cărțile bune, cărțile rele, pentru că cele care tratează decăderea umană, disoluția sufletului omenesc, tot felul de aberații sunt la ordinea zilei și nu mai ești în stare să mai faci o selecție și să ai un discernământ, pentru că nu ai timp să discerni, domnule, care este cartea care mă zidește, sufletește și care sunt celelalte cărți. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să se revolte la nivelul sufletului și să se raporteze la Dumnezeu. Pentru că dacă nu te raportezi la Dumnezeu și la cele 10 porunci, în această lume de haos spiritual, sufletesc, a relațiilor dintre oameni pe care noi îl traversăm acum, practic nu prea mai ai niciun reper, nicio bază. Dar cu atât mai mult, această tiranie a nimicului capătă forme care sunt de-a dreptul disgrațioase. Nu contează decât ceea ce este în afară. Nu contează decât hainele, iar ceea ce este sub haine, omul care poartă haina, nici nu mai contează. Este judecat doar după înfățișare exterioară, după cum poate să-și schimbe forma chipului, să pună cât mai multe măști și în felul acesta
nu ne mai recunoaștem între noi. Este atât de complicat în veacurile noastre să ajungem la autenticitate, să ajungem la acel fond care este dincolo de formă. Dar dacă ne uităm la artă, până și forma este strivită, este distrusă. Și dacă ajungi să distrugi și forma, cu ce te mai alegi? Doar cu niște lucruri atât de temporare, de trecătoare, de multe ori o știre, cum se și spune, nici nu mai trebuie 24 de ore ca ea să se învechească. În această viteză a lui 5 secunde, în acest timp de 5 secunde de gândire, ce 5 secunde de gândire? Ce 5 secunde de privire, de auzire? În acest timp de 5 secunde, ce poți să faci? Unde este profunzimea? Unde este gândirea? Unde este rațiunea? Unde este discernământul? Unde este bunul simț? Unde este gustul pentru frumos? Unde este lectura și cunoașterea cea adevărată? Unde este memorarea de idei fantastice și meditația la ele? Cum mai putem să memorăm poezii dacă nu ne mai interesează decât primul vers sau primul cuvânt dintr-un vers? Este o tiranie a disoluției omului și a actelor sale. Din punctul meu de vedere, este o formă de prăpădenie spirituală, sufletească. Peste tot se promovează goliciunea umană. Păi și unde o să ajunge? Teroarea celor 5 secunde de atenție cuprinde tot mai mult relațiile dintre oameni, planul cunoașterii, planul salvării, planul discernământului, iar intelectualii sau oamenii de cultură sau oamenii de spirit ar trebui să lupte cu tot ce pot ei împotriva acestui tăvălug, tirania nimicului, care cuprinde absolut totul. Nu, omul nu poate trăi pe nimic. Omul nu se poate hrăni cu nimic. Omul nu poate continua să experimenteze golul spiritual, golul sufletesc. Prin această tiranie a nimicului, nu se întâmplă decât o decădere umană permanentă de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, de la an la an. Nu ar trebui să acceptăm teroarea celor 5 secunde de atenție, teroarea nimicului, teroarea obiectelor cu forme distorsionate în existența noastră, ci raportându-ne la bunul simț, raportându-ne la discernământ, la rațiune, la sentimente bune și puternice, la frumusețea noastră interioară care trebuie tot mai mult trăită și dezvoltată în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să descoperim profunzimea vieții și gândului nostru, profunzimea învățării, profunzimea raportării autentice la celălalt prin cuvântul lui Dumnezeu și să rezistăm pe cât putem și să luptăm și să nu acceptăm în existența noastră tirania celor 5 secunde de atenție și tirania nimicului care ne înconjoară peste tot. Cu această ocazie, vă invit să citiți o carte profundă, romanul Gabriel.